Și domnilor, bună dimineața! Diana Boroiu, așa zis Nina, Jersey Keep Swimming, cum să dă asta mai încet? Am furat-o un pic de la un antrenament. Să o întrebăm două, trei chestii despre ce înseamnă să fii sportiv în România. Ești pregătită? Pregătită. Hai că întârziem! Uite-te la ceasul ăsta care nu l-am la mână. Zine și nouă, de când ești sportiv? Când? Din 84. Așa te născ cu mama ta sportiv sau? Nu, dragă, de la 7 ani. Am zis, cum te-a convins mama să, nu să faci? Nu m-a convins mama, m-a dus mama. Cum te-a dus și pe tine mama. Am înțeles, am înțeles. Zici și mie, care e treaba cu sportul în Pitești? E ceva că văd că e tradiție, cred că e de la clădirea asta, de la bazin. E foarte, destul de ok, adică e mare, pana mea. Super organizată, care acum, apropo, ce se întâmplă cu ea, e cam pe vară. Vorbesc de clădirea bazinului olimpic. Chiar este pe vară. Și ce se întâmplă, știi ceva? Nu, știm că a intrat în renovare, de vreo 3-4 ani în renovare. Acum, în sfârșit, a intrat și am rămas pe din afară. Zine și nouă din generația de aur, colegi de-ai tăi din ăștia care au fost gen Doru, Robea, Deac, Larisa, chestii. Păi, în primul rând, Larisa Lăcustă. Așa? Doru, Robea, Deac, Bogdan, Stana Aurora, Andreea Stănescu, Buciu Ileana, Vintilă Cristina, toată generația mea. Ce ați fost? Ce v-au făcut părinții? V-au încins? Bă, oprește și mie încălzirea în pardoseală asta de la scaun, că nu mai pot, mă loc. Păi te-am văzut că tremuri. Păi nu, te oprește. E, da, să știi că am una că emoții. Blond, așa, cu ochelari, cu din asta. Da, așa, zi. Deci, și profesori care v-au format? Soții de am înțeles. Ce alți colegi care au mai fost antrenori din ăștia? Doamna Marine și Angel, doamna Angela Covici. Am înțeles. Ce naiba v-au făcut, mă, ăștia, dați ieșit sub voie, de făceați voi performanță atunci și acum nu mai faceți? Era seriozitate și din partea părinților și din partea copiilor. Da, exact. Am înțeles. Zi-mi și mie acum care e treaba cu copiii. Fac performanță sau nu? Sau din cauza părinților că îi mămoșesc și nu prea îi lasă să... Nu prea mai fac. Nu vor părinții să-și asume responsabilitatea. Cine vă zice responsabilitatea? Deci că trebuie să are un ăsta. Antrenamente în fiecare zi. Trebuie să mâncem mai de dietă, mai și fără Mac, fără KFC, fără de astea. Aha, deci părinții cocoloșesc pe copii și din cauza asta copiii nu mai pot fi stoși de performanță. Am înțeles, dă-i încolo, nu fac performanța aia, treaba lor, treaba lor. Zi-mi și mie, care-i treaba cu ce faci tu? Tu ești acum antrenor și manager la o echipă din asta de... Da? Un club de la un club de not. Cum e să fii manager și cum e să fii antrenor? Manager ești singură la echipă? Nu sunt, mai sunt asociată cu o fostă notătoare. Am înțeles, e ok, e profitabilă treaba? Este ok. Am înțeles. Păi și unde neva faceți voi acum în not dacă sunt dacă e închisă piscina asta mare? Aia știu că are 50 de metri, până aia ar trebui voi să vă... Acolo nu? Ar trebui, ne-am împrăștiat în toate părțile, unii pe la Mioveni, unii la Curtea de Argeș care s-a deschis o săptămână, după aia s-a închis. Noi suntem la Verity Spa. Am înțeles. Care este cel mai mic copil pe care l-ai? Am avut copilaș la 4 luni. Bă, termine de din ăla de să scufundă de la submarin? Respiră, mă, sub apă sau? Da, în mediul lor. Acolo stau 9 luni. Se pare că a respirat, că n-am auzit nimic în presă. Doamne ferește. De câte ori pe săptămână să vină să-mi aduc copiii la... Minim de 2 ori pe săptămână. Asta pentru întreținere fizică. Asta pentru că cei care aduc copiii vor să învețe să înoate, practic. Am înțeles. O dată pe săptămână facem un pic de bălăceală. Nu asimilează nimic. Zici mie cât costă o distracție din asta de o oră pentru un copil? Intrarea în piscină este în funcție de bazinul respectiv și la noi e în funcție de vârstă, peste 5.
am înțeles. 5 ani vorbim despre ATM. Și tu acum antrenezi performanță sau inițiere sau cum se numește? Eu antrenez performanță și perfecționare și avem antrenori care se ocupă de inițiere. Zi-mi și mie pe scurt avantaje din asta de înotător. Fac și eu mușchi pe aici dominion sau care-i treaba cu ăsta? Zi-mi pe coloană, pe respirație, pe mușchi, pe creier, pe endorfine, pe astea. E bun de ceva? Păi le-ai zis tu pe toate. Este cel mai bun sport. De ce e, mă, cel mai bun? Boxul, boxul ce are? De ce e un sport pe viață? Sticlismul, halberele, ce au? Da, alea, fă-le tu pe alea. Păi, și fă și păi, sunt campion deja. Sunt deja campion la alea. Să te recuperezi. Păi, dar cine, mă, nu ai văzut că sunt... Zi-mă și tu, ca și performanță în tinerețile tale, nu că ai fi acum, așa, să se taie la montaj. Stai, frână, de la început, de la început. Spune-ne și nouă din cariera ta, ce înseamnă cariera ta de sportiv? Care sunt performanțele? Care e premiul întâi cu coroniță? Chestii de-astea. Premiul întâi cu coroniță? Toate sunt premii întâi cu coroniță. Sunt fostă campioană și vicecampioană națională și internațională, campioană balcanică, Maria Ioana, tu ești campioana. Și în... Bă, ți-au murit lăudătorii, voi văd eu că... Mamă, deci nici nu mă las să vorbesc, uite-te la tine. Perfect, m-ai așa. M-ai agitat total. Zi, perfect. Ce mai vrei să spun pe jumătate așa? Așa, pe jumătate te rog frumos să-mi spui dacă faci fitness acvatic pentru oameni cu dizabilități care au nevoie de recuperarea mobilității și a... refacerii între ghilimele încheieturilor. Extraordinar. Am văzut, mă, cum știu, bă, eu ca un... Eu nu. Noi nu avem. Dar există. Deci nu, în Pitești nu există? Ba da. La Victoria Spa știu că este un curs de practic aerobic în apă. Aha, mișto asta. Da. Am înțeles, pescuit, chestii de astea faceți? Tabere și de chestia asta pentru copii faceți... Faceți cantonamente pentru... A, deci nu sunt, se numesc cantonamente. Am înțeles. Zi-mi cea mai faină amintire a ta ca și sportiv și după aia o amintire ca și antrenor, dar plăcute din asta. Zile pe alea de când erai sportiv și o luai cu laba așa, peste, laba de not peste picioare. Da, și decât dacă sunt masochistă aș, nu mi-o plăcută. Vă încingeau antrenorii? De cam încingeau. Și nu muriau părinții, nu veneau să focifereze, să păi spună că nu e politic corect? Nu. Cum adică? A, primaje, și părinții vă încingeau. Bineînțeles. Am înțeles. Deci așa se face frate performanță. Bine, era întotdeauna la noi. Am înțeles. Deci așa se face. Zi-mă una, o ceva ca sportiv, sau nu poți să spui pe... Păi, ca sportiv, stai seama că avem penii făcute. Toate sunt toate amintirile pe care le am cu colegii, sunt amintiri dragi mie și la care mă întorc din când în când. Ai o batistă că parcă unde hai, tati. Oh, așa. Care. Ia vezi cum intrăm în domnul Pan. Băi, adică ție nu-ți place, mă scuzați, ție nu-ți place cum conduc? Doamne. Ce mașină e asta, chiar apropo? Audi A3. O duci cam rău că mașina asta ia. Merge? Îmi place de tine, îmi place cum conduci, dar data viitoare conduc eu? Perfect! Doamne și domnilor, aceasta a fost Diana Boroiu, așa zis Nina, cum te știe, cum spune ție mama? Diana, perfect! Diana Boroiu, doamne și domnilor, mulțumim că ne-ați urmărit, sper că nu v-am plictisit din nou! Ne vedem data viitoare! Ne vedem data viitoare! Nina, dacă vrei să spui ceva în încheiere? La revedere! La revedere!